Medicamentele care au ajuns la bolnavii de cancer nu erau periculoase pentru organism, dar nici nu conțineau substanța activă care ar fi trebuit să-i ajute. În acest dosar, anchetatorii au făcut 64 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale din București și județele Ilfov, Buzău, Iași, Ialomița, Olt, dar și județul Argeș. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că în perioada 2013-2014 reprezentanții societăților comerciale implicate ar fi creat circuite fictive pentru introducerea în lanțul legal a unor medicamente cu valoare mare de piață utilizate în tratamentele unor boli, cum cancer, hepatită, diabet, procurate la negru de pe piața internă sau comunitară. De asemenea, s-a mai stabilit că prin intermediul societăților implicate ar fi fost transferate sume importante de bani, aproximativ 5 milioane de euro, către persoanele vizate din circuitul infracțional, iar banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul ilicit prin transferuri bancare și contracte de împrumut fictive, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române. Ancheta vizează fapte de evaziune fiscală și spălare de bani la comerțul cu medicamente pentru boli grave. 20 de firme specializate în depozitarea și vânzarea de medicamente s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, prejudiciul fiind estimat la peste 3 milioane de euro. La percheziție au participat polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, specialiști criminaliști, acțiunea fiind coordonată de procurorii Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție și sprijinită de Serviciul Român de Informații.